Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne împreună la prima ediție a emisiunii La Muncă în Europa, un experiment media inedit în peisajul televiziunilor din România. Este prima dată când o televiziune românească, 100% românească, își propune să vină în întâmpinarea dumneavoastră de a vă găsi un loc de muncă în țară și în străinătate. Un experiment așadar la început de drum. Și țin să vă mulțumesc pentru că în cele peste două săptămâni de promovare, de promo, atât pe pagina de Facebook La Muncă în Europa, cât și pe adresa de e-mail la muncaineuropa@yahoo.com sau pe numărul de contact pe care îl vedeți acum înscris pe micul ecran, dumneavoastră, telespectatorii noștri fideli, cei de la Etno TV, dar și din țară, am primit telefoane din Grecia, din Germania, din Franța cele mai multe, vă doriți această emisiune, doriți să fiți în permanentă legătură cu noi, să ne spuneți ce se întâmplă acolo unde munciți, ce probleme aveți, ce greutăți întâmpinați, dacă sunteți sau nu sclavizați, e cazul celor din Italia, am văzut și la alți colegi din media care sunt primiți ca niște sclavi pe plantații și multe și multe altele. În josul ecranului o să ruleze pe tot parcursul emisiunii ofertele care le-am primit pe parcursul săptămânilor de promo. Începem așadar emisiunea La Muncă în Europa cu un invitat special, o domnișoară foarte drăguță din zona Brașovului de acolo, președinta unei asociații patronale a agențiilor de muncă temporar și detașare, domnișoara Florentina Colțescu. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit la noi! Cum vă simțiți, să începem așa, mai lent, să zicem, să nu vă emoționați, cum vă simțiți la noi în studio, la Etno TV? Ați mai fost într-o emisiune de acest gen? Am mai fost la emisiuni, dar e adevărat că decorul este foarte plăcut și mă simt bine. Începem prin a spune telespectatorilor cu ce se ocupă asociația noastră în aceste momente tumultoase, atât din punct de vedere politic, dar și social. Asociația Muncă Temporară și Detașare a fost creată la sfârșitul anului 2014 de către Tizon Ștefan, cel care a avut inițiativa. Ea a fost creată în contextul măsurilor destul de agresive ale ANAF și și-a propus la momentul respectiv două obiective majore. Anularea retroactivității, lucru care se va întâmpla probabil prin legea amnistiei fiscale, și pe de altă parte, clarificarea cadrului legislativ aplicabil muncii prin detașare, ceea ce sperăm să se întâmple în viitor apropiat. Ca să vorbim la concret, acum câți oameni de la țară, de la orașe din România lucrează în detașare în sistem în țările Uniunii Europene? Sunt destul de mulți, am înțeles. Ce înseamnă această detașare? Că el este angajat în România și detașat acolo pentru a câștiga mai mulți bani, nu? Da, ca o precizare importantă, România este a patra țară din Europa ca număr de salariați detașați. Într-adevăr, lucrătorii detașați sunt lucrători care sunt angajați prin intermediul firmelor de muncă temporară sau alte firme care prestează servicii și care își desfășoară activitatea în afara țării. În România estimăm undeva, la momentul actual, la 200.000 de salariați detașați. 200.000, o cifră importantă. Așa este. Și iată că există pericolul ca de la 1 iulie, poate și mai devreme, acești oameni să nu mai aibă aceste joburi, să nu mai aibă aceste locuri de muncă. Din ce cauză? De ce s-a ajuns aici? Da, este într-adevăr un pericol și trebuie să precizăm faptul că România are un avantaj competitiv major în Europa. Avem o forță de muncă motivată, calificată, sunt românii care creează o imagine bună a României peste hotare. Și este important să ne păstrăm acest avantaj competitiv. Tocmai de aceea asociația și-a propus să aibă o colaborare cu autoritățile pentru clarificarea cadrului legislativ, pentru a crea împreună o legislație care să fie făcută pentru noi și nu împotriva noastră, o legislație care să stimuleze crearea de locuri de muncă. Totul pleacă de la neînțelegerea de către fisc, ANAF-ul, cunoscut de noi toți, pentru impozitarea diurnei, acei bani pe care muncitorul român îi ia neimpozitați pentru ce lucrează acolo. Totul a pornit de aici. Ce trebuie să știe românul care lucrează acolo? Îi se va imposta în viitor, 2016, în toamnă, acest câștig care nicio țară nu este impozitat, să precizăm.
Da, atunci când salariații pleacă să lucreze în afara țării, primesc, și firmele așa au funcționat de ani de zile, primesc acești salariați un salariu și o diurnă, pentru că ei își desfășoară activitatea în afara domiciliului lor, adică lucrează în afara țării și automat au niște cheltuieli suplimentare ocazionate de detașare. Noi, la nivel de asociație, încercăm să găsim o legislație care să fie în folosul tuturor. Chiar săptămâna trecută am participat la o întâlnire de lucru la Inspecția Muncii, acolo unde am încercat clarificarea legislației și chiar ne-a manifestat dorința de a avea o comunicare și de a găsi o soluție de mijloc. Atât în avantajul statului, cât și în avantajul firmelor și al salariaților, evident. Despre Inspecția Muncii vom vorbi și în această emisiune puțin mai încolo. Am avut deschidere, să precizăm, din partea șefului Inspecției Muncii pe București, domnul doctor inginer Constantin Bujor. Vorbeam de autorități. Să urmărim un material filmat, stimați telespectatori, cu un fost ministru al Muncii, doamna Claudia Boghicevici, în prezent deputat al Partidului Național Liberal, o doamnă care se zbate atât de dumneavoastră, am înțeles că contribuiți foarte mult, colaborați așa, și la noua lege a amnistiei. Da. Să vedem ce spune doamna ministru Boghicevici. Atenție toți cei care lucrați afară, pe diverse meserii, cum ar fi recepționeri, barmani, ospătari, chelneri, măcelari, tranșatori. Stați pe recepție pentru că vom veni pe dumneavoastră concret cu exemple de firme care vă oferă să lucrați pe aceste meserii. Rămâneți lângă noi să urmărim pe doamna Boghicevici. Vă mulțumim, dragi telespectatori, pentru interesul maxim față de această emisiune. Iată prima emisiune din peisajul mass media care se ocupă de locurile de muncă ale dumneavoastră, vi le găsește, vă ajută să vă perfecționați în meserii, să vă reperfecționați. De această dată ne aflăm în biroul doamnei deputat PNL, Claudia Boghicevici, fost ministru al muncii. Bună ziua, doamna deputat! Mulțumesc pentru invitația de a participa la această emisiune, sunt onorată. Și împreună cu colegul meu, jurnalistul Radu Nistor. Salut, Radu! Salut, cel mai! Iată-ne împreună la prima ediție a emisiunii La Muncă în Europa. Te las pe tine, fiind gazdă proaspăt aici, la noua emisiune, să-i adresez prima întrebare doamnei deputat Boghicevici. Să luăm încă o dată și să trecem la locul de muncă, practic. Să trecem la muncă. Da, să trecem la muncă. Nu, deputat, se tot vorbește că românii invadează Europa, că le iau locurile de muncă la englezi, la spanioli, la tot felul, la italieni. Care e contextul european acum? Cum să, și că a fost ministru, cum se vede exodul ăsta de români? E un exod de români? Ne-am dorit cu toții să fim cetățeni liberi, să putem circula în Uniunea Europeană și dreptul de a munci este un drept pe care noi l-am câștigat. Am avut restricții, chiar în perioada cât am fost eu ministru, existau 10 țări care aveau restricții pe piața muncii pentru români, dar uitați că ne-am îndeplinit angajamentele și țara noastră a reușit să fie țară cu membru de plin în Uniunea Europeană. M-am gândit și eu de ce ar fi interesați cei de acasă și cred că e bine să le spunem ce înseamnă să fii muncitor român în Uniunea Europeană, ce avantaje și ce dezavantaje ai. Este important să se știe că statul român are atașați pe muncă, are colaborări cu ambasade, iar dacă cetățenii au probleme, se pot adresa acestora pentru a primi clarificări și sprijin atunci când se află în impas. Numai că merge foarte greu. Merge foarte greu și de aceea de foarte multe ori România apelează la firme care îi plasează la muncă în străinătate. Există două posibilități de a-ți găsi loc de muncă în străinătate prin instituțiile statului și este acea rețea EURES pe care cei care sunt interesați o cunosc. Este o rețea prin care sunt puse la dispoziție toate locurile de muncă vacante în diferite țări ale Uniunii Europene. Și aceste firme de plasare a forței de muncă, care au fost vitregite, să spunem așa, în ultima perioadă. Ceea ce este important să se știe, că noi aveam un avantaj competitiv prin aceste detașări ale cetățenilor sau prin acele agenții de muncă temporară prin care românii mergeau la lucru în străinătate, erau angajați de o firmă din țară, dar beneficiau de un avantaj competitiv, pentru că fiind plătiți cu un salariu, cu o retribuție mai mică, serviciile respective erau mai avantajoase pentru cetățenii europeni și erau încăutați.
Apropo de această mare hinghereală, cum o numează noastră într-un comunicat de presă al Partidului Național Liberal, practic firmele, agențiile de muncă temporară au fost blocate. Da. Prin amenzi, nu deloc, sau chiar exagerat de mari, de 4-5, minima amendă e de 4-5 milioane de euro. Practic da. S-a luat înapoi pe ultimii 5 ani și se vor să se îndrepte împotriva oamenilor acum, să dea ei bani. Da, este o situație dificilă în care aceste companii au fost puse în posibilitate de a-și desfășura activitatea. Mărturisesc că am colaborat cu asociația ale acestor firme atunci când am contestat proiectul de lege și erau de dreptul șocați, îmi spuneau că sunt puși în situația de a plăti 4-5 milioane de euro, o firmă din Sibiu, de exemplu, avea 8 milioane 500.000 de euro, printr-o modificare legislativă care acționa retroactiv. Astfel, câțiva colegi de la PSD au fost interesați de soarta românilor care muncesc afară în străinătate, au venit cu această modificare de lege, care nu face deloc bine, pentru că contravine acele directive europene din 2008, directiva 104. Din păcate, este... Sunt blocați. Da, este foarte greu și așa ca om să-ți găsești un loc de muncă și în țară, dacă e străinătate, fără să ai un sprijin și o asistență specializată din partea unei persoane. Așa oamenii erau în siguranță, știau că sunt angajați în baza unor condiții, iar acolo când merg să muncească, merg și nu sunt păcăliți, așa cum s-a întâmplat și cu alte ocazii. Și iată, guvernul a venit cu această inițiativă legislativă de amnistie fiscală. Am mai văzut situații când anumite categorii de cetățeni sunt puse față în față să se lupte pentru un drept. Și anume, prin primul proiect de lege privind amnistia, eu am văzut la articolul 2, că vor fi amnistiați cei adică care vor fi scutiți de aceste datorii, de aceste amenzi, care de fapt nu sunt legale, le spunem noi, și nu sunt corecte, pentru că o lege trebuie să funcționeze de la momentul intrării în vigoare, nu poți să-și producă efecte pentru trecut. În primul draft am văzut că vor fi scutiți transportatorii internaționali, agențiile de muncă temporare, dar nu am văzut nimic legat de acele firme care folosesc personal folosind detașarea personalului. Sperăm că legiuitorii, punând în dezbatere publică acest proiect, vor ține seama de observațiile noastre, dacă nu au și făcut-o pentru că ne-am exprimat poziția, pentru că nu pot să fim mamă cu mumă pentru unii și ciumă pentru alții. Ce se va întâmpla după momentul T0, adică după 1 iunie cu această impozitare a diurnă, că aici e doar pe șoferi, pe zidari, pe măcelari, femei de serviciu, tot ce e detașat în Europa. Da. Ce vor face, iată, să știe eu, fiecare eu ce au de făcut. Eu zic că noi, ca țara Uniunii Europene, trebuie să respectăm în primul rând directivele. Guvernul și-a dat seama că a greșit și va veni cu această lege, care este pusă spre transparență, la transparență, și va amnistia ceea ce înseamnă trecutul și va veni cu clarificări clare în ceea ce înseamnă respectarea directivelor europene. Se încearcă diferite de tipuri prin care să fie asimilată câștigurilor salariale. Deci nu se mai face diferența între remunerații și câștiguri salariale și atunci vor fi purtătoare de toate viramente. Deci există contradicție între directivele care clar definesc. Adică să înțeleagă românul care merge detașat dincolo, îi dă 35 de euro pe zi, ăia vor fi impozitați. Ca și salariu. Deci la fel ca și salariu, nu o să câștigi cât ai câștigat până acum mai mult, vei câștiga mai puțin pentru că statul... Și leafa celui care muncește ca bonă, cu contract în Italia, și leafa aia va fi impozitată și în România? Acolo este vorba de contract de muncă. Depinde de modul în care a fost făcută angajarea, de obicei se face cu persoanele de acolo. Există doar firme de recrutare. Dacă există firme care au persoane detașate acolo, vor merge exact pe acest principiu. Dacă nu, ele vor semna un contract între părți acolo și va fi impozitat în funcție de țara respectivă. Ce facem cu românii care acolo plătesc contribuții la stat? Pot să aibă pensie aici? Există angajamente între țări și există
protocoale și reciprocitate între anumite țări, tendința este ca în tot mai multe țări să se recunoască acest drept la pensie, pentru că este un drept câștigat. Dacă ai muncit 5 ani într-o anumită țară, este bine ca să se recunoască și, în general, statele acceptă reciprocitatea aceasta. Țin minte, chiar în perioada cât am fost ministru, am fost în America, pentru că erau multe spețe legate de muncitori, oameni care au muncit acolo. Știu că mai aveam probleme legate de Israel, foarte mulți români plecați acolo care își cereau drepturile de pensie. Deci, în general, oamenii trebuie să se adeseze casei de pensii, care se adesează casei naționale de pensii, care se adesează statului respectiv pentru a cere toate documentele și pentru a stabili dreptul de pensie. E o procedură mai greoaie, dar se poate obține. Și, în general, vă spun că am avut la cabinetul parlamentar solicitări, oameni care au venit și mi-au spus, uite, vreau să văd dacă în statul respectiv există reciprocitate, dacă mi se recunoaște dreptul de pensie. Și m-am interesat la Casa Națională, omul beneficia, a fost bucuros că și-a putut obține acest drept. Apropo de copii, spuneați de copii. Copii, că pe mulți români de dincolo interesează chestiunea asta. Copiilor născuți în Spania, Italia, Germania, primesc ceva de la statul german sau primesc de la statul român alocat? Dacă se află cu forme de ședere legale, sigur că da, e bine. Alocația de stat pentru copii undeva în Uniunea Europeană, în media, este 210 euro. La noi, vedeți, prin acest amendament al PNL am reușit să o dublăm, la să o ducem undeva la 20 de euro și acest lucru este foarte bun și ne bucurăm pentru această reușită a noastră. Așadar, stimați telespectatori, să avem încredere că această amnistie va trece, amnistie fiscală. Vedeți, oamenii întreabă și ne-au sunat colegii noștri din redacție, deja au început să asculte telefoanele noastre. 0741330100 este telefonul care în acest moment este la dispoziția dumneavoastră sau e-mailul ne puteți scrie după ce termină emisiunea la muncă în Europa, arund@yahoo.com. Deci, domnișoara Colțeanu, ce părere aveți despre ce a zis doamna ministru? Există pericolul că dacă această amnistie nu trece, ca banii, oamenii care au lucrat în ultimii 5 ani să dea banii înapoi? Pentru că firmele asta vor face, se vor îndrepta împotriva oamenilor care au luat această diurnă, dacă nu există amnistie. Ar fi într-adevăr o situație... Va fi o nouă revoluție, zic. Ar fi o situație aberantă în care ne-am regăsit. Eu aș vrea să precizez faptul că amnistia fiscală ne susține și ne confirmă punctul de vedere, dar pe de altă parte ea nu ne soluționează în totalitate problema. Noi în continuare așteptăm o comunicare scrisă, un punct de vedere oficial prin care să știm cum ar trebui să funcționăm de la 1 iunie sau 1 iulie 2015. Firmele cumva funcționează în momentul de față într-un regim de avarie și noi chiar am făcut mai multe solicitări și adrese în acest sens. Deci pericolul există, fraților, stați pe poziții, dacă cumva vi se cer bani înapoi pe ultimii ceea ce ați lucrat pe afară, puneți mâna pe coasă, 1907, reedităm răscoala, nu? N-avem ce face. Da, sperăm că nu vom ajunge în situația asta. Nu se va ajunge aici. Vreau să ne spuneți despre modelul polonez. Iată, acel plan Barbarossa, cum l-am numit eu, invazia rușilor în Cehoslovacia prin Polonia. Cum vedeți modelul polonez dacă ați propus autorităților acest model de lucru? Da, foarte interesant modelul polonez. Polonia este țara cu cel mai mare număr de salariați detașați în Europa. Polonia s-a confruntat în urmă cu câțiva ani cu o problemă asemănătoare și atunci ei au găsit o soluție de mijloc, de care vorbeam și mai devreme, la această problemă. S-a stabilit atunci că acele contribuții să nu se mai plătească la salariu minim sau ceva asemănător, ci cel puțin la nivelul unui salariu mediu. E adevărat că, iarăși, ca asociație ne-am exprimat disponibilitatea și deschiderea pentru a discuta inclusiv o astfel de soluție. Deja telefoanele sună, oferte ne-au venit din Anglia, Italia, Franța, vi le vom prezenta imediat, le vor rula pe partea de jos a ecranului, acel numit crawl, banda de jos. Domnișoara Colțeanu, să urmărim un material filmat cu, să zicem, omul care deține forța atunci când se întâmplă ceva rău într-o firmă, un accident de muncă, Doamne ferește, alte probleme care le au oamenii, domnul doctor inginer Constantin Bujor, care va veni săptămâna viitoare la noi în emisiune să ne explice pe fiecare meserie în parte. Dacă sunteți sudor, ce cască de protecție trebuie să aveți, ce acte trebuie să îndepliniți, ce salopetă și multe, multe astea, construcții, ospătari, bucătari. Deci, domnul doctor inginer Constantin Bujor, șeful ITM București, acum pentru dumneavoastră, un interviu în exclusivitate.
Stimați telespectatori, avem bucuria de a le avea invitat în emisiunea noastră de debut La Muncă în Europa pe domnul inspector șef dr. Inginer Constantin Bujor, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă București, care ne va expune exact ce vă doare pe dumneavoastră, adică ce trebuie dumneavoastră să faceți când aveți o problemă, când munciți în țară, când munciți în sănătate, Uniunea Europeană sau în alte țări, pe cine trebuie să anunțați, ce evenimente nedorite vi se pot întâmpla acolo la muncă și multe și multe altele. Într-un interviu în exclusivitate pentru NLTV, domnul inginer dr. Constantin Bujor, bună ziua și mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Orice eveniment care se produce pe teritoriul altui stat, în care sunt implicați salariați din țara noastră, care pot fi detașați sau pus la dispoziție unui angajator străin, trebuie comunicat de către angajatorul respectiv misiunii diplomatice sau ambasadei din țara respectivă. Bineînțeles că, din punct de vedere al legii 319 din 2006, legea securității sănătății în muncă, aceste evenimente trebuie să urmeze o anumită procedură de cercetare. În cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă, care au o durată de cel puțin 3 zile calendaristice durată de concediu medical, până la maxim 183 de zile, accidentul trebuie să fie cercetat de către o comisie din partea angajatorului. Acest angajator are obligația să înainteze dosarul de cercetare unității teritoriale din cadrul Inspecției Muncii pentru avizare și încadrarea accidentului respectiv. Pentru cetățenii care au un eveniment în afara granițelor țării, trebuie avut în vedere că această comunicare este foarte importantă, deoarece există și un termen de cercetare al evenimentului și anume pentru accidentele cu incapacitate temporară de muncă, cercetarea se face în 10 zile lucrătoare de la data producerii accidentului. De menționat faptul că dacă accidentele sunt grave, cum ar fi invaliditate, deces sau persoane date dispărute, incidente periculoase, aceste evenimente se vor cerceta de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă prin Inspecția Muncii. Inspecția Muncii deleagă sau desemnează persoanele care pot participa la această cercetare. Aș mai vrea să fac o mențiune în sensul în care la această cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice din țara unde s-a produs evenimentul respectiv. Ne-ați putea spune, domnule inspector șef, unde avem atașați inspectori de muncă în țările Uniunii Europene, unde lucrează românii majoritatea lor? Ce pot să vă spun din ce cunoaștem noi? Italia, spre exemplu, are un atașat pe probleme de muncă, Spania, de asemenea, există un atașat pe probleme de muncă, care, în principal, răspunde tuturor solicitărilor cetățenilor care își desfășoară activitatea în statele respective. Există, domnule inspector șef, un telefon de urgență, cum este 112, valabil în toate Uniunea Europeană. Dacă se întâmplă ceva, sau omul este într-o localitate departe de consulatul respectiv sau misiunea diplomatică, cum face să anunțe acel eveniment? Telefonul de urgență 112 există și în țara noastră, nu se pune problemă, cum există 911 în alte state. Bineînțeles, în cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă există și telefoane pentru asigurarea permanenței acestor comunicări ale evenimentelor. Dar considerăm că 112 este suficient, deoarece noi avem un protocol și cu serviciile de urgență, serviciul ISU, poliția și așa mai departe, pentru a comunica orice eveniment. Pentru cetățenii care ajung totuși în țara noastră, spre exemplu în București, avem un telefon la care se poate apela pentru a se comunica orice situație deosebită, 021-331-7698. Este un telefon pe care răspunde un inspector de serviciu, acest serviciu care este asigurat în fiecare zi de către unul din colegii noștri din cadrul Inspectoratului de Muncă prin rotație. Să vorbim puțin, domnule inspector șef Constantin Bujor, despre contractele de muncă din afară, din exterior și din România. Vorbim în cei românii care sunt în afară. Au un contract de muncă, nu li s-a dat salariu, să zicem, de o săptămână, două, chiar mai mult. Ce trebuie să facă respectivul muncitor? Să plece de acolo, să vină în țară, unde trebuie să se adreseze? La această întrebare v-aș răspunde cu o mică explicație. În primul rând, trebuie văzut sub ce formă persoana respectivă desfășoară activități în statul respectiv. Poate avea un contract printr-un agent de muncă temporar. Deci trebuie avut în vedere unde are contractul de bază, cu cine are contractul de bază încheiat. În această situație, nu trebuie să părăsească locul de muncă și, așa cum vă spuneam mai devreme,
persoana respectivă se poate adresa misiunii consulare sau ambasadei din țara respectivă. Mai ales în statele în care există atașat pe muncă, aceste probleme se pot rezolva în mod direct în statul respectiv, mai ales dacă este vorba de, eu știu, acordarea unui salariu pe o perioadă relativ scurtă sau acordarea unor facilități prevăzute de legislația în vigoare. Trebuie avut în vedere că și plasarea de forță de muncă, legea 156, care stabilește acest lucru, prevede anumite cerințe pentru operatorul care pune la dispoziție forța de muncă, astfel încât persoana respectivă să aibă un contract încheiat și inclusiv în limba română și să aibă toate datele unde trebuie să comunice orice neregularitate pe care o constată în desfășurarea activității. Parcă mi-ați anticipat următoarea întrebare. Vorbeam de firme de selecție și plasare. Mulți telespectatori ne-au scris pe adresa de e-mail la muncaineuropa@yahoo.com că încă li se cer bani și nu foarte puțin pentru a pleca afară. Din punct de vedere legal, aceste firme autorizate de către dumneavoastră pe legea 156 au dreptul să ceară taxe către cei care se înscriu? Nu au dreptul să ceară taxe? Este o taxă unică? Sunt mai multe? Fiecare firmă poate să stabilească această taxă? Care este adevărul în acest conglomerat, să zicem, de comisioane și taxe pe care le cer aceste firme? Noi le luăm în evidență, dar ele există pe site-ul Ministerului Muncii, iar persoanele care apelează la astfel de operatori ar trebui să studieze site-ul Ministerului Muncii pentru a nu găsi așa zise firme care se ocupă mai puțin legal de aspectele legate de plasare de forță de muncă. Din punct de vedere al costurilor, nu avem cunoștință să existe o taxă unică pentru așa ceva și nu putem să știm ce forme înregistrează sau completează persoana când ajunge să solicite un loc de muncă și care ar fi motivația pentru care se solicită aceste taxe. Dar vă spun, din punct de vedere legal, legea 156 nu prevede o anume taxă care să fie menționată în conținutul ei. Mai mult decât atât, le recomand persoanelor care ajung în situația de a solicita, eu știu, o plasare de forță de muncă sau de a găsi un loc de muncă pe teritoriul altui stat, să îi se pune să solicite operatorului să-i pună la dispoziție toate datele despre statul respectiv, astfel încât în momentul în care încheie un contract să-l facă în cunoștință de cauză. Există, domnule inspector șef, obligativitatea traducerii contractelor de muncă din limba străină a statului unde merge, Spania, Italia, Franța, în limba română obligatorie? Sunt oameni care au semnat în limba statului respectiv, unde s-au dus printr-o formă de muncă, detașare, delegare sau alte forme, cu contracte de muncă și nu știu ce au semnat. Conținutul legii 156 menționează în mod expres acest lucru, iar contractul individual de muncă încheiat trebuie să fie redactat și în limba română. Obligatoriu trebuie redactat și în limba română. Le recomandăm persoanelor, de asta vă spuneam, ca înainte de a apela la acești operatori să poată să se adreseze ori instituțiilor statului, cum sunt inspectoratele teritoriale de muncă, unde acești operatori sunt obligați, tot prin legea 156, să notifice Inspectoratul Teritorial de Muncă și vă spuneam, primul lucru ar putea să-l facă prin vizualizarea site-ului Ministerului Muncii și al Inspecției Muncii implicit. Să le și spune astfel încât, aceste site-uri cum se... Astfel încât Ministerul Muncii, MMSFPV, și al noastră este itm.ro, itmbucurești.ro sau inspecțiamun.ro. Pentru a vedea dacă pe site-ul respectiv, operatorul respectiv este înregistrat și figurează ca operator de plasare de forță de muncă. Astfel încât în momentul în care se poartă o discuție pentru găsirea unui loc de muncă, să poată să știe că există o societate înființată legal și care funcționează corect. Pentru că postul nostru de televiziune promovează tot ce e românesc și noi suntem mândri ca și noastră că sunteți român, la finalul acestui interviu, domnule inspector șef Constantin Bujor, aș dori să pot să vă ofer posibilitatea să acordați sau să dați o dedicație, o melodie preferată, cui doriți dumneavoastră. Cred că melodia Noi suntem români este cea mai binevenită pentru tot.